De 21 de ani, în ziua de 15 august, se sărbătorește și ziua Comunei Bucșan. Manifestările prilejuite de acest eveniment se desfășoară în Parcul Dale și de fiecare dată autoritățile locale aduc un omagiu familiei Dalesc, care a avut cea mai mare contribuție la realizarea marilor obiective din localitate. Ziua de 15 august a început să fie în atenția autorităților administrației publice locale, începând cu anul 1994, când oamenii se strângeau în parcul din localitate și căminul cultural prezenta o serie de manifestări artistice de cântece și dansuri populare românești. În fiecare an, manifestarea a luat amploare și iată că astăzi este un eveniment de înaltă ținută. Edilul Constantiniță împreună cu președintele Consiliului Județean Dumboț Adrian Țoanu și prefectul Ioan Marinescu au făcut un tur prin târgul prilejuit de ziua comunei. Hai cu dații, bravo! Hei, hei, hei! Mulțumesc! Și atunci vă zic oameni buni! Stai cu mine, omule, să-ți cânt, că așa mi-a fost dat pe pământ. Să fac o mântene ca să uite, să-i fac clipe în viață fericite. Mulțumesc mult, am venit să vă spun la mulți ani, să vă urez ca de fiecare dată să fiți sănătoși, să vă bucurați de toate cele bune. La mulți ani, vă iubesc pe toți! La fel vă doresc numai la mulți ani, mă bucur că sunteți zâmbitori, ne așteaptă vremuri bune împreună. Împreună puteți face foarte multe la mulți ani și vă iubesc pe toți. Să trăiască domn primar, să trăiască domn primar, că e om bun și gospodar. Măi primare, primărele, n-au vorbit curile rele, mândruțe câte a avut, doar s-a înfirat la trecut. Măi primare, primărele, n-au vorbit curile rele, mândruțe câte ai avut, doar s-a înfirat la trecut.